Salut, sunt Liviu, consultant de specialitate în cel mai mare magazin foto-video din sud-estul Europei, iar astăzi o să-ți prezint cu obiectivul Carl Zeiss Tuit de 50 de mm. Dacă este să rezum prezentarea acestui obiectiv la două cuvinte, acestea ar fi perfecționism și ochi pentru detalii. Vine cu un motor de autofocus foarte performant. Am reușit să surprind cu acest obiectiv Carl Zeiss cele mai bune imagini pe această struță a unei mașini în mișcare. Deși este un obiectiv dedicat macro, el se descurcă foarte bine și la fotografia de fotojurnalism. Am evidențiat calitățile acestui obiectiv macro pe un strat de flori în care am evidențiat o floare din acel strat de flori. Am făcut un test și o demonstrație simplă, însă obiectivul este capabil de rezultate cu mult mai spectaculoase decât ce am făcut noi. Inelul de rotire fără hopuri este excelent atunci când dorim să fotografiem cu precizie maximă subiectele dorite. Suntem pe Bulevardul Magheru, aici pe colțul fostului magazin Eva, unde o placă memorială ne aduce aminte că Mihai Eminescu a citit în casa lui Titu Maiorescu pentru prima dată poemul Luceafărul. Aici am testat precizia inelului de focus fără hopuri și a fost excelentă. Impresionat suntem de istoria muzicii, dar mai impresionat suntem de bokeh-ul deosebit al obiectivului Carl Zeiss Tuit 50 de mm la diafragma de 2.8. Setul de 9 lamele cu care vine dotat obiectivul oferă acestuia un bokeh circular foarte plăcut. Deși cadrul este unul aglomerat, detaliile pe care acest obiectiv le surprinde sunt nemaipomenite. Obiectivul dispune de 14 elemente de optică dispuse în 11 grupuri, ceea ce face ca distorsiunile și aberațiile cromatice să lipsească cu desăvârșire. Pe obiectiv nu este afișat nicio scală pentru depth of field, ceea ce îl face excelent pentru focalizarea manuală dacă o preferi în locul celei automate. Îți oferă o precizie și un control mult mai bun. Distanța de 18 cm asigură raportul de 1 la 1 al subiectului fotografiat. Unghiul de cuprindere al acestui obiectiv este de 66 de grade, ceea ce îl face excelent pentru fotografia de portret. Accesoriile recomandate pentru obiectivul Carl Zeiss sunt kitul de curățare Carl Zeiss și filtrul pe 53 mm Hoya HD. Așadar, deși obiectivul Carl Zeiss Tuit 50 mm cu f2.8 este un obiectiv dedicat de macro, el se descurcă foarte bine și la fotografia de portret.